Determinarea coeficientului de frecare pe o suprafață plană. Dispozitivul experimental cuprinde o suprafață orizontală din lemn peste care am așezat un corp. Corpul este tras cu ajutorul unui fir petrecut peste un scripete. La capătul firului este un cârlig pe care vom suspenda diferite mase marcate. O să vedem în partea experimentală. Utilizăm pentru acest experiment diferite corpuri din lemn, din metal, din lemn pe care am lipit o folie aspră. Eu am lipit șmirghel. Reprezentăm forțele care acționează asupra dispozitivului, asupra corpului nostru. Acestea sunt forța de frecare, orientată în sens opus deplasării, forța normală de apăsare, orientată perpendicular pe suprafață, și forța gravitațională și tensiunea în fir, peste scripete, iar la capătul acestui fir avem masele pe care le-am așezat. Am notat această forță cu G. Pe cârligul suspendat la capătul firului, trecut peste scripete, se pun mase marcate, discuri, până când corpul de pe suprafață alunecă uniform. În acest moment putem scrie condiția de echilibru la mișcarea de translație, și anume, forța de frecare va fi egală cu greutatea corpurilor suspendate. Forța normală de apăsare este egală cu greutatea corpului. Scriem relația de definiție pentru coeficientul de frecare, și anume, coeficientul de frecare este egal cu forța de frecare pe normală. Și atunci, coeficientul de frecare este egal cu greutatea supra greutatea corpului. În urma măsurătorilor efectuate, vom completa un tabel, facem mai multe măsurători în funcție de corpul utilizat și natura suprafeței pe care se găsește corpul. Câțiva coeficienți de frecare, lemn pe lemn, coeficientul este cuprins între valorile 0,25-0,50, metal pe metal 0,15-0,30, piatră pe piatră 0,40-0,65, mult succes!